Cacao. Băi, jucăm Monopoly, mă. Zi dacă e gara sau nu. A. Toți. Mă, cu cine jucăm? Băi, ești nebun? Vandame, vrei să faci 10.000 de euro? Vreau eu! Guga, și tu ești nebun? Dai bani afară din casă? Tu nu poți, mă. Nici tu, nici ăsta, nici noi. Numai Vandame poate, pentru că banii sunt premiul la un concurs de sex. Concurs de sex? Exact! Sau cam așa ceva. Uite ce scrie. Cuplu care trimite cea mai entuziasmată reacție a iubitei după o partidă de amor câștigă premiu. De-aia m-a gândit la Vandame, că el o are pe Emma, care... E specialist în miorlăit, că de-aia zice pisică. Da, de unde știi tu că zina mea nu miorlă? Pe ce și îi zice pisică? Bă, nu știu, n-am de unde să știu. Dar mă îndoiesc că dacă ar miorlăi, s-ar lăsa înregistrată. Pentru că Edita mai e șefa de secție, nu e actriță XXX. Adică ce, mă, nevasta mai e actriță XXX? Nu, bă, vrea să zică că e grasă. Ce, mă? Bă, n-am vrut să spun așa ceva. Și păși, mă, strâmbele astea. Vreau să spun doar că e la fel de profesionistă ca și alea. Bă, Vandame, tu în loc să mulțumești că ți-am spus de concurs, tu ce faci? Mersi, Gogoașe, dar nu mă interesează, mă, că nu vreau să-mi fac nevasta de rușine chiar acum înainte de nuntă. Ah! Cum vrea să faceți nunta? Imediat ce facem rost de bani. Ah, m-am liniștit, baftă. Bagă-te tu, mă, Rane, că la ce foame ai în râp. Păi și eu, crezi că o să vrea Mirabiela? Aia e nu-tă polițistă ca și zien? Ba, da. Da, e moldoveancă și moldovencele pentru bani sunt în stare de orice. Cotoiule, și tu dezmiriștitule, dacă nu vă potoriți, vă cipa amândoi. Hai, mă, hai, mă, mai jucăm. Mai jucăm sau vorbim de cai verzi pe pereți? Eu nu mai joc, că mi-am adus aminte că trebuie să aranjez băuturile în bar. Băgați-l pe Gogo în locul meu. Iurea, să duce să o călărească pe miorlăite ca să facă rost de bani de nuntă. Ce, mă, dacă avem și o prietenă acum... Păi n-ai, mă, două, dar nu poate să miorle ale tale. Cum nu a aprobat reținerea șefa? Așa cum auzi, a spus că n-avem probe suficiente împotriva lui ca să-i dea 30 de zile. Și flagrantul ce-i? Nu-l poate lua în considerare, că Baros nu a luat niciun ban. El doar a zis de taxa de protecție, dar asta nu e dovadă. Și nici nu l-am înregistrat pe ceva. Nu pot să cred, șefa! Justiția asta nu-i numai oarbă! Îi și surdă, și proastă, și slută! Și dacă nu facem rost de probe concrete, mâine dimineață o să trebuiască să le liberăm. De unde naiba le luăm? De la pupăză, că au dat o grămadă de bani pentru protecție. Acum are șansa să nu mai plătească taxă. Trebuie doar să-l convingi să dipună mărturie. Știți dumneavoastră cum? Doi zece, doi zece, probă de reportofon, fon, fon, fon. Ce cauți, pupăză, aici, ha? Dar tu ce cauți aici? Ai terminat? Nu aveai cumva treabă la bar să aranjezi băuturile? Păi, am terminat, ne-am văzut că sunt aranjate. Vandame, ai luat tu cumva reportofonul de pe birou? Aha! Deci recunoști că vrei să particip la concurs. Zeni, e de acord? Nu-i spui și o înregistrez pe șestache. Nu vreau să particip la niciun concurs, paranoicule. Îmi trebuie reportofonul ca să îl înregistrez pe mușchiulică. Că mi-a zis Zen că are nevoie de dovezi suplimentare ca să-l înfunde pe Baros definitiv. De-aia l-am și angajat paznic de noapte pe mușchiulică. Ce-ai făcut? L-ai dus pe pastilea pe capul nostru? Deci vrei să ne sabotezi? Să nu mai putem să facem noi? Deci recunoști că vrei să participați la concurs? Ce concurs, mă, pupăză, că nu mă refeream la concurs. Eu mă refeream la relație. Vrei să ne sabotezi relația, că dacă stă pastilatul pe capul nostru, noi nu mai putem să știi tu ce. Și dacă nu mai știi tu ce, devenim irascibili, ne certăm și dacă ne certăm, ajungem și la despărțire. Reportofonul meu! Deci nu vrei să particip la concurs, hienă teatrală? Atunci de ce mi l-ai luat? Dă-l încoace, dă-l încoace! L-am luat când am făcut curat pe birou aici. Că sunt și boh. De unde fac rost de altul acum? Salut, Chiorete. Sunt eu, Vandame, prietenul tău cel mai bun. Auzi, îmi dai și mie un reportofon de la voi de la secție? Nu, clar, nu o să fie de acord. Care și ea o prestanță, o noșalanță, o... Cu ce să nu fiu de acord, mă? Cu ce să... Cu nimic. Adică tu mă faci nihilistă? Sunt gică contra la tot?
Cum să fii tu contra, mă, mică? Păi ce, tu ai față de fotbalist? Tu nu ești măcar gică. Ești gagică. Și încă una mișto de tot. Noi vorbeam despre altceva, despre tot așa ca fetele, ăsta ca băieții. Despre femei, nu? Da. Nu! Dar despre ce vorbeați, Gogoașă? Despre un concurs unde puteți să câștigați 10.000 de euro. Ce, mă... Noi? Concurs? Ce concurs? Bagă! Acum trebuie să-i spun. Niște cupluri trebuie să își înregistreze partidele de amor. Și tipa care are reacția cea mai entuziasmată câștigă premiul. Și tu cum ești polițistă, ai o prestanță, o impostanță, o nesimțire. Nu poți participe așa. Cum să nu putem, mai nebunit? Eu nu câștig 10.000 de euro într-un an, tu într-o viață. Adică vrei să... Normal, al nostru-i premiu. Rece, mă bucur. Nu fiți chiar așa de siguri. Că o să aveți concurență serioasă, că participă Van Damme și Emma. Și ăștia sunt specialiști la gemut. Concurență? Da. Tu înseamnă că nu știi ce poți fac cu moldoveancă, mă. Da, nu știu. Nici eu, că nu te-am auzit niciodată. Pentru că mi-e frică să țăp în casă, să nu crapete în cuiala de pe pereți, să mai intrăm la alte cheltuieli. Dar doar Emma și Van Damme participă? Dintre cunoscuți, da. Că popa să nu participă, că nu cred că o să vrea zen. Să crezi tu că nu participă. Ăla pentru 10.000 de euro omoară-și pe măsa. Dar știu ce trebuie să facem, să-i sabotăm. Eu să mă ocup de popa, să? Ce gay sună. Și tu de Van Damme. Uai, ce kinky. Păi te găsește, dragi, numai că schimbi. Ce mă dești așa grăbit? Ia-mă mai încet! Pisica, dacă nu facem mai repede, s-ar putea să nu mai putem să o facem deloc. Pentru că pupăza l-a angajat pe mușculică pașnic de noapte și trebuie să apară din clipă în clipă, așa că... Să ruine, Melita, să ia vrea să-mi strici armonia, dă-te cu omor! Să-și pe pisica, nu mă mori, lasă-l în pace! Vrei să rămânem fără servici? Te înțeleg că ești furioasă pentru că și eu sunt furios! Dar mai bine îți descarci tu furia aici pe canapea cu mine și în felul ăsta rămânem și cu servici? Hai, pisică, că aici poți să urli cât vrei, că nu ne aude nimeni. Ce faci, popoza, aici, la ora asta? Uite, am niște treabă aici, la ora asta. Deranjez cumva aici, la ora asta? Nu, mă. Hai că mă duc până în bar să văd dacă totul e ok. Cam târziu, trebuie să te duci mai demult. L-a apucat zelul de... Da, vă rog! De cât timp? Vin acum! Ce se întâmplă, mă? Păi ce credeai, hienă, că eu nu mă pricep la sabotaje? Tu l-ai sunat! Păi cine credeai, pisică, ca să-l tirez de aici? M-am dat drept un vecin de-al lui și am zis că-i se fum de la el din casă. Genialul meu! Ce faci, popă, să nu te duci să vezi dacă totul e ok? Poate n-ajung pompierii, ha? Auzi, dar tu de unde știi de incendiu? Mi-a zis Emma. Să mor tu. Păi eu nu i-am zis lui asta. Las-o baltă, Pinocchio, că l-am sunat pe Chiorete, care e acasă și nu arde nimic. Deci, până la urmă, vrei să iei premiu, sabotorule? Ce premiu, Van Damme? Ups! Nu i-ai spus? Vrei banii doar pentru tine? Ce bani, Van Damme? Ce bani? Niște 10.000 de euro. Da, da. Premiul la concurs de făcut, știi tu. Adică cuplul care se manifestă cel mai zgomotos în timpul iepurelii, ia banii. Dar erai tu așa de vârlaftă, orașule? Vrei să faci rost de bani, să duci cu alte vaci? Adică alte fufe? Femeie, adică? Păi să știi că nu e ce... Cum poți să crezi așa ceva? Eu vreau să câștig concursul și să iau banii ca să-ți organizezi nunta pe care ți-o dorești atât de mult. Dar mi-a stricat hiena perversă toată surpriza. Dita mai miliardarul și se bucură la câteva zeci de mii de euro. Nu te-ar mai sătura, Dumnezeu, pupăză! Vrei să faci surpriză? Da, pisica. Iubitul meu, vreți de un vaniu. Cum să nu-mi spui, Van Damme? Cum să nu-mi spui? Păi trebuie să știm, fugem profesionist ca să fim siguri că luăm premiu. Da, pupă să particip și tu? Adică Zen e de acord? E de acord. O să o înregistreze pe șestache așa cum e stilul. Hai că de-abia aștept, pupă să se-i spun lui gagică ta cum îți vinzi relația pentru câțiva firfirei acolo. Cum are câțiva firfirei că sunt... Să nu îndrăznești că
ce, mă? Că vă dau afară! Și de asta nu mai pot eu că ne dai afară. Oricum, 10.000 de euro nu câștigam la tine în veci. Hai repede să ne înregistrăm. Bună seara! Ce cauți, zici, Mirabela? Am venit să vă pun câteva întrebări în legătură cu Baros. Acum? Acum? Că acum se derulează ancheta? Bănuiesc că nu vă deranjează. Că dacă vă deranjează, s-ar putea să vă consider suspecți și să vă iau cu mine pentru obstrucționarea anchetii. Asta-i mâna lui Chitra de pupăza, dar lasă că eu plătesc eu. Întreabă-ni! Băi! Te duci la pupăză și spui din partea mea așa: să vorbească cu gagică, să aia să mă scoată de aici, bă, că dacă nu, îl băgi în reanimare. Dar nu pot, șeful, să fac chestia asta, că pupăză m-a luat de păstră și m-a făcut paznic la el în bar. Că dacă mă taleiește aici, eu ce mai mănânc? Bine, bă, atunci te duci tu la reanimare. Sau poate la abator, tragi apă calități, că știi că am tale, nu? Mișcă, bă, dă-i drumul de aici, bă, că te sparg. Vrei să vezi ce mi-am cumpărat? Special pentru tine. Normal că vreau. Ah, da! Da, dar nu acum. Da, de ce nu acum? Pupăză, mi se pare mie, sau tu nu te mai simți atras de mine? Cum poți să zici așa ceva? Dar știu că ți-a zis Van Damme de concurs și vrei să mă testezi. Să te testez? Da. Ce concurs, mă? E, ce concurs? Ăla la care câștigă cuplul care geme cel mai tare. Dar să știi, să știi că eu nu vreau să participăm. Orice ți-a zis Van Damme, e o minciună. Păi ce, la banii mei mă mai uit eu la 10.000 de euro? 10.000 de euro e premiu? Pupăză, tu ai nebunit? Te știam materialist. Vrei să dăm cu piciorul la 10.000 de euro? Adică, tu vrei să participăm? Da! Ah, iubita mea, iubita... Mă, știam eu că se mănânc ca două picături de apă. Să vezi ce față o să facă Van Damme când o să-l anunț că concurez, virgulă, oficial. Dar nici nu mai aștept să-i văd fața că-l sună acum. Vino cu... Alo, salut, mă, barmane. Ce-i, Chitră? Ai sunat să te milogezi să nu-i zic lui gagică ta? Nu, viitor șomer. Te-am sunat să spun că pe lângă serviciu o să pierzi și premiu. Pentru că din momentul ăsta suntem în competiție directă. Zen este de acord să participăm și noi. Oftică-te, mă. Aha, și marmota îmi velea ciocolata. În hârtită câte 100 de euro. Nu mă crezi, nu mă crezi. Păi atunci ascultă ce fac eu cu iubita mea. Gemiști tu puțin ca să complexăm pe îngânfații ăștia. Slăbuți, popăză! Foarte slăbuți! Auzi aici, meserie! Bag-o pe aia cu trenul care intră în tunel. Păi ce-i aceea? Ce cauți tu aici, mă, de când intri tu la mine în dormitor? Dacă s-aud sunete de-astea care mă masturbă, ăsta mă disturbă din activitatea mea de preot. Că eu sunt dedicat trup și suflet religiei, mă. Repet slujba de cununie a lui Van Damme cu Eva, că eu oficiez. Și voi mă deranjați cu... Atunci repetă la tine acasă. Păi nu poți să repezi slujba acolo. Că-i locuință de servici de partea poliției, nu, doamna? Deci, fiind locuință de servici, să se sesizează autoritățile că fac, pregătesc slujbe acolo, ceea ce e ilegal. Aaa, te-au trimis nemernici aia să ne sabotezi. Ieși afară, mârlane, ieși afară, că dacă nu ieși afară, singura slujbă pe care o să oficiezi o să fie una de mormântare. A ta! Trei la rădouă, că mi s-a făcut poftă de la ce? Stai, pisică! Stai așa să restartezi reportofonul. Nu mai stau, hai odată! Că poate este ceva memorabil. Ai uitat de concurs? Ha? Dirm! Ce mai vrei, femeie? Că ți-a spus tot ce știam despre Baros. Am venit să vorbesc cu Mușchiulică, că poate știe el mai mult timp. Mirabelo, am eu față de prost? Crezi că nu mi-am dat seama că te-a trimis pupăză ca să ne sabotezi relația? Să ne strici intimitatea? Dacă ai de vorbit cu pastilatul, ia-l, frate, la secție. Nu pot, că n-am mandat. E doar o discuție informală. Sărut, mâna, salut. Pot să iau și eu... Loc, bineînțeles. Puternicosule, că aveți de vorbit.
Despre ce avem de vorbit? Despre Baros. Și ai face bine să recunoști tot dacă nu vrei să ajungi coleg de celulă cu el. Ok, recunosc. Să știi că Baros m-a pus la menis pe pupăză că dacă Gagică sa nu îngroapă dosarul, o să-l bage la reanimare. Na. Baros l-a amenințat pe pupăză cu omorul? Indirect. Pe mine. Și pe mine direct. A zis că mă tranșează așa pe calități dacă nu-i spun lui pupăză. Păi asta-i mărturia de care avem nevoie să-l înfundăm definitiv. Ce-am făcut? Dar n-ai nicio dovadă. E, nu? Ia uite aici, s-o registrat tot. Da, da, ăla e al meu. Eronat? E al nostru? Ce crezi că nu știu că ți-l-o dat Chioretti din notarea secției? Da, mi-l dai înapoi după ce termin cu el, da? Hai că fac cinste, Mirabela, da? Dacă vrei să ne arestezi ca să puteți câștiga, voi să știi că te reclam la ONU. Emma, calmează-te. V-am chemat să vă zic că aseară am avut o idee foarte proastă cu gemetele alea. Că ne-a venit un teac de reclamații. Că ce? Că s-a redeschis bordelul la El Macho. Și în plus a făcut și un punct de lucru la pupăza acasă. Eu nu plătesc nicio amendă. Să plătească ăștia că o țipa mai tare. Aha! Deci recunoști că a fost mai bun, nu? Ați fost! Pentru că noi nu ne irosim talentul în convertiri telefonice inutile. Noi ne păstrăm pentru înregistrarea din concurs pe care o să-l și câștigăm. Și apropo, amenzile le plătește pierzătorul, adică voi. Șefa, șefa, am o bombă pentru dumneavoastră. Nu de aia pe la joșul lor. Rog, nu. Mirabelo, asta nu e nicio bombă, că bănuiam că o să participi tu la concurs. Nu, nu, asta e înregistrarea lui Emma cu Van Damme. Nici asta nu e o bombă, că știam și de ei. Stați o leacă, șefa, că nu asta e bomba. Asta-i. Baros l-a amenințat pe pupăză cu omorul? Indirect. Prin mine. Și pe mine direct. A zis că mă tranșează așa pe calități dacă nu-i spun lui pupăză. Genial, agent Mirabela, felicitări! Tocmai te-ai făcut cu o primă și poate și cu o avansare. Vă mulțumesc, șefa, dar să știți că e și meritul ăstora. Că dacă nu puneau reportofonul să-și înregistreze măscările, nu surprindea mărturia. Ok, o să primească și eu recompensă. Dar nu din banii de la concurs? Normal că nu, pupăză, că banii ăia o să fie ai noștri. Le-ai făcut pe la spate, hă? Și tu, Maica Tereza, vrei doar școală, nu? Virgină până la nuntă, nu? Dar când ai aflat de purcuiul de bani, hop, călare, nu? Și pe cine, mă rog? Și pe cine, hă? Călmați-vă ordicușilor, că n-am făcut nimic. Ați primat gemetele? Pa, cine a zis ceva de gemete? Am câștigat cu o super declarație de dragoste. Declarație de dragoste? Exact. Că în anunț scria că trebuie să trimitem cea mai entuziasmată reacție post-sex, nu din timpul lui. De fapt, era la mintea cocoșului că gemetele nu se pot difuza pe radio și TV. Da. Și eu am ajutat-o să-și câștige banii pentru studii. Ca să nu mai fie nevoită să danseze prin baruri. Și pentru asta, gogoșică, lasă-mă să-ți mulțumesc. Bun, și noi acum cu amenziile ce facem? Le plătiți? Că noi am fi câștigat concursul, că la declarații suntem mult mai buni ca voi. Ce vorbești, pupăză? Pupăză, trezește-te la realitate. Că și noi putem face tot ce faceți voi, bancă de 10 ori mai bine. Chiar și trenul. Păi atunci ce faceți asta, mă? Pupăză! Stai jos, că vreau să-ți arăt ceva. Ia. Poftim. Ce-i asta, pupăză? Inelul pe care l-aștept de 4 episoade. Inelul. Ah, dacă ai ști cât de valoros e. Pupăză! Da! Pupăză! Ai vrut să avansăm în relație? Avansăm! Frumoasă Zenobia Elefterescu, vrei să fii logodnica mea? Da, să ai grijă de el, să nu scrii. Îți vă sărani, cât a pietruia de achitru. E deschis! Hola! Dar ce faceți, mă?
Bună, Gina! Ai venit pentru nuntă? Da, dar voi de unde știți? V-a spus Chiorete, că am uitat că e paranormal. Dar când v-a zis? Ce? Ce să le zică? Că vin să mă mărit cu tine, doar ești tatăl copilului meu. Ce? Femeia asta are un copil cu tine? Iubito, lasă-mă să-ți explic. Să știi că nu e un copil normal. Adică nu s-a născut normal. Adică mama lui, adică ea, e lesbiană. Recunoaște că ești lesbiană. Așa e. Vezi. Și m-a rugat pe mine să-i nasc un copil. Adică să-i dau un copil. Adică să-i fac un copil și eu ce să fac dacă l-am făcut. Și da, ai spus că n-ai nicio pretenție, așa ai spus. Am zis. Dar pe atunci nu știam că tăticul vrea să mă dezmoștenească dacă nu-i prezint tatăl copilului cu acte. Îmi pare foarte rău, dar ai venit prea târziu, pentru că eu mă mărit, adică mă logodez, mă, așa, cu altcineva, na. Ok, treaba ta. Dar dacă mă dezmoștenește, eu o să fiu nevoită să obțin bani din altă parte ca să-mi întrețin copilul. Cum ar fi să obțin recompensa pe care a pus-o Esteban pentru Emma? Dacă îi spun că voi sunteți aici, tu nu o să mai ai parte de nicio nuntă. Tu știi foarte bine că e răzbunător. Esteban, a pus o recompensă pentru mine? Da. Cât? Emma! Din curiozitate, întreb, lasă-mă! 500 de mii de euro. 500 de mii de euro. Da, Esteban are același număr de telefon? Mă! Opa! Ce faci, mai? Ai venit să te predai singur? Băi, dar ce frumos din ce partea ta! Ce faci, agent? Așa te comporți cu noul nostru coleg? Coleg? Exact! Că de aia a fost angajat în poliția comunitară drept recompensă cu ajutat la prinderea lui Baros. Ești pregătit, puternicosului? Pregătit, șefa! O să lupt cu infractorii Carembo! Cu trăire și pastă. Am ajuns, colegi, cu Rembo! Tu ce cauți aici, Mirabela? Am venit să vă pun câteva legături... Câteva legături de ceapă. Gemești tu puțin ca să-i îngânfăm pe complexația. Slăbuți, pupăză. Foarte slăbuți. Auzi aici, meserie. Fă ca trenul. Fă ca trenul când intră în tunel. Auzi. Slăbuți, pupăză, foarte slăbuți. Auzi aici, meserie. Bag-o pe aia cu trenul. Bag-o pe aia ca trenul. Când intră în tunel.